O fetiță a sunat la poliție după ce doi tineri au atacat părinții. Copila din comuna Stejari a sunat la 112 și a cerut ajutorul oamenilor legii. Din cercetări, polițiștii au stabilit că doi tineri de 21 și 23 de ani din municipiul Târgu Jiu și comuna Stoina, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, s-au deplasat la poarta locuinței unei familii din comuna Stejari și, fără niciun motiv, i-au agresat fizic pe cei doi soți. Cei doi tineri au fost conduși la sediul poliției pentru audieri, iar în urma administrării probatoriului, azi au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind bănuiți de săvârșirea infracțiunii de lovire și alte violențe. Cercetările sunt continuate de polițiști sub supravegherea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Cărbunești, în vederea documentării întregii activități infracționale a bănuiților.